Bine v-am regăsit la un nou episod din Exclusiv în România, care începe într-o sală de cinematograf. Nu oricare sală, este sala Eforia Cinematecii Române în București, iar în spatele meu rulează fragmente dintr-un film care reprezintă o premieră mondială. Este vorba despre primul film de cercetare sociologică filmat vreodată în lume, care a fost filmat în România în 1929 și nu oriunde, ci în satul Drăguș, în zona Făgărașului. Acum, de ce a vrut Dimitrie Gusti, pentru că el este cel care și-a trimis echipa să realizeze acest film, să meargă la Drăguș? Ce a fost atunci? Ce s-a mai întâmplat între timp? Și mai ales ce mai este astăzi în acest sat în care trăiește și un domn care este monument UNESCO viu? N-am știut că există și așa ceva. E, toate aceste lucruri trebuie povestite. Însă, noi ne-am împărțit cumva rolurile. Eu o să rămân să mă uit la filme, în timp ce Cristina merge pe teren să descopere Drăgușul. Cristina, ce te-ai hotărât să iei de pe acolo? Ce este astăzi în Drăguș? Pornim pe urmele filmului. Mai întâi o să încerc să descoper meseriile, meșteșugurile care s-au păstrat. Vreau să văd dacă arta cojocăritului este încă la înălțimea la care era pe vremea lui Gusti. Așa. Am înțeles că se țese încă în casă la Drăguș, că bunicile încă mai fac pentru nepoatele lor tot costumul popular, că fiecare familie din Drăguș are un costum pentru că e rușine să nu ai costumul tău, e rușine să împrumuți. Aha. Pe de altă parte, Drăgușul de acum își atrage turiștii și prin mijloace contemporane, un parc de aventură, o pârtie de schi, dar asta o să rămână pentru la iarnă, și se poate face ceva foarte interesant, se poate observa viața sălbatică, wildlife watching. O să încercăm să vedem ursul. Altul în afară de mine. Iar eu vă propun să mai rămânem și în această sală de cinematograf pentru un dialog cu Mihai Fulger, care este critic de film, dar și redactor șef al Cinematicii Române, care ne va spune ce altceva se mai găsește în patrimoniul de aproximativ 46.000 de titluri pe care Arhiva Națională de Filme le deține și din care dumneavoastră puteți vedea. Dar despre toate acestea și încă alte câteva, Cristina a ridicat un deget, deci n-ați terminat cele de spus, nu. Așa. Ne găsim în Țara Făgărașului, așa că o să ne ducem neapărat să vedem Cetatea Făgărașului, despre care nu foarte multă lume știe. Ia mergem să o vizităm. Monumentul UNESCO. E bine, haideți să vedem. Drăguș, de ce? Făgăraș, de ce? Rămâneți cu noi.